Ce poftești, dumneata? Eu? Eu sunt alegător. Cum te cheamă? Cum mă cheamă? Ce trebuie să spui cum mă cheamă? Vorba e, sunt alegător. E turmentat? Pentru ce ați votat? Confidențial. Cu ce gând? Trebuie secret, Constituția așa spune. Cu ce gând? Că lucrul vă vor ieși mai bine. Vinem la domnaie, ca ți-a venit. E din societate. Ne-am săturat. De la 30 de ani ne-am mâncat ficații din noi. Mă gândesc. E greu de luat o hotărâre. E greu de luat o hotărâre. În ce mă privește? Ca om care am ieșit din țară în 76 prima dată și în 94 ultima dată. Și am văzut lumea de la Moș Crăciun de acolo până la Budapest, de la Marea Caspică până la Oceanul Atlantic. Jospălăria. Cine știe, Traian Iene, mă gândesc. Fost arbitru internațional de handbal. Hai ca ți-a auzit. Eu am votat să respecte Constituția și legile țării de toată lumea, indiferent că e la guvernare sau în opoziție. Și să nu-ți mai bată joc de lume. În special Constituția, de cei care sunt sus acolo și nu respectă Constituția și legile țării. Pentru aia am votat. Am un mare defect. Se întreabă din ce partid faceți parte. Eu zic din Partidul Proștilor. Din Partidul Proștilor, pentru că spun ce am de spus în față, nu în locul fel. Sper să facă ceva. Nu face, nu știu ce se va întâmpla. Ce să votăm? Sărăcia după noi și șmecheria? Păi nu ai vrut capitalismul în casa și pălăria, matale. Ați crezut că se mănâncă capitalismul ca marmelada cu pâine? Păi aia la revoluție, dar n-am avut pe cine. Asta e, ce să șmecheria și colonia, asta o votăm? Nu vrei să mă votez pe mine, să dau căci la jos? Hai vrei la auzi, la eu pentru cine votez? Pentru cine, pentru cine? Lasă-mă în pace, cetățene! Ai ajuns nesuferit! Votează pentru cine poftești! Eu nu poftesc pe nimeni dacă e vorba pe poftă! Lasă-mă în pace! Administrația nu voiește să influențeze cât uși de puțin pe nimeni!